Încerc să intru într-o cutie cu amintiri. Când am plecat, plecasem deja înainte de 2000, de mai multe ori. Era foarte dificil să pleci, aveai nevoie de o viză. Bine, eu lucram, lucram în marketing în acea perioadă, terminasem Babes Boi la Cluj, științele economice, și am încercat cumva să-mi să găsesc locul în, într-o direcție pe care nu o prea voiam, sincer. Era așa o tendință, era la modă să, să studiez științele economice și am, am terminat ca orice tânăr cu ceva vise, o, o facultate care m-a învățat o meserie. Am lucrat foarte puțin în, în domeniul marketingului era Eram așa un electron liber cumva, care nu prea știa ce vrea. Am plecat din țară tocmai prin, prin relații profesionale, fără niciun gând vreodată, vreun gând să, împărățe, să împărăsesc să țara sau nu aveam un plan, nu, nu aveam așa ceva în, în, în cap. Pur și simplu plecările mele profesionale m-au dus spre Franța și întâmplarea a făcut să ajung și în, în Caraibe, care erau și sunt teritoriul francez, dom-tom se numesc. Am ajuns acolo în 2001, da, în 2001, la sfârșitul lui 2001. Eram, eram foarte entuziasmată, curioasă mai mult să zic, curioasă că descoper în vizita mea de trei săptămâni, cred că așa era, trei săptămâni, o nouă civilizație, o nouă, o nouă cultură și viața a făcut să, să rămân mai mult decât prevăzut. Din cauza unei operații am stat mai multe luni, mi expirase expirat viza când, când am ieșit din spital. Deci pur și simplu a fost ceva ne neplănuit. Am urmat cursul firesc. Acolo Acolo, la 20 și un pic de ani câți aveam, am încercat să, să deschid ochii mari, să, să înțeleg lumea din jurul meu, care era absolut diferită de ce de cum eram noi obișnuiți în țară. Vă dați seama că când schimbi cultura, când îți schimbi pământul, când îți schimbi obiceiurile cumva, deci felul de a te comporta, e, te, te, afectează, te afectează, dar, dar încerci, încerci să te adaptezi. M-am adaptat foarte bine, toată lumea m-a primit cu brațele deschise, uh, acolo mi-am și întemeiat uh, familia mea, fetița mea s-a născut pe, pe insulă în 2006 și am fost în pielea unui explorator, să zic așa, uh, din uh, din toate cărțile, romanele, literatura franceză pe care am citit-o, de fapt, acest, acest cumva, să zic, patrimoniu pe care noi l-aveam fiind tinere, citisem enorm, m-a ajutat mult acolo și prietenii am legat extrem, extrem de ușor. Din contră, în loc să, să, să sufăr de deoarece oarece, oarece, să zic, discriminări, am, am fost tratată cu curiozitate, cu, cu, cu un fel de, de, de... mai mult decât bine ai venit la noi. mai Am fost îmbrățișată cu drag de, de cei de acolo. Mulți ani, să zic, vreo 4-5 ani, am avut șansa să... să mă plimb pe, pe aceste insulițe, să le descoper. Chiar fata mea se numește Saba, e o insulă în Caraibe. Ce ce poartă acest nume? Am o șansă să descoper multe insule și un paradox, chiar să descoper Europa, Europa pe care am visat-o și n-am n-am reușit fiind foarte foarte tânără dar am descoperit o, o Europa, tocmai din Caraibe, prin, prin multe călătorii, o, o Europa culturală. Am, am avut, cred, o adevărată mea ucenicie artistică în acei ani, începutul anilor 2000, prin, prin șansa de a vedea în direct, de a vedea cu ochii mei, mari opere, mari maestri cumva să intru și în viața lor, să le înțeleg personalitatea. Deci, am absorbit foarte multă informație artistică, ceea ce m-a ajutat enorm, mai ales că pe insulă făceam parte și dintr-o școală artistică foarte interesantă, foarte boemă, condusă de un personaj pe care, pe care nu cred că îl voi uita vreodată și care mi-a. Care, mi care a avut de fapt uh, declicul, care mi-a arătat declicul în, în uh, viața mea artistică. Un, uh, un personaj care trăia pe un vapor din lemn în Guadalupa și uh, uh, avea, uh, avea un, un șarm extraordinar în, în a a te învăța a te învăța să te asumi artistic. Asta m-a ajutat foarte mult, uh, fiind înconjurată de o trupă, cumva, de o trupă de, de oameni doritori să învețe să picteze, să învețe să-și arate adevărata lor personalitate. Uh, N-a fost greu deloc, pentru că acea, acea simțire artistică o aveam, o aveam de, de, când mă cunosc, dar în România alta a fost situația. N-am avut ocazia, n-am avut șansa să-mi întâlnesc acele canale de comunicare prin care eu să-mi să arăt ceea ce vreau să exprim. Acolo Acolo, în ciuda distanței, în ciuda dorului față de țară, care m-a pârjolit, ca asta a fost adevărul, m-a pârjolit, pe cealaltă parte, pe partea artistică, m-a ajutat să mă dezvolt enorm. Când, când am observat încurajările oamenilor din jurul meu, știți, acolo, Insula e viața insulară e total diferită decât cea continentală. Oamenii sunt cumva în căsuțele lor retrași, infrastructura nu e aceeași. Ambianța nu se realizează la fel ca, ca și pe un continent, nu e așa de ușor să întâlnești oamenii decât dacă ești invitat la ei acasă. Dacă mai să zic, mai ajungi într-o într marină micuță, distanțele erau mici. Am avut această șansă enormă să fiu, să fiu invitată peste tot de, de, de autohtoni, autohtoni care de fapt sunt mai multe comunități. Comunitatea de Beche, descendenții foștilor colonizatori, comunitățile nord-africane, -nord comunitățile indiene. Și am avut această șansă enormă să întâlnesc și să fiu curioasă, să fiu curioasă despre, despre felul lor de a fi, și la rândul lor erau extraordinari, și ei de curioși de, de ce puteam eu, eu să aduc. Era ceva ieșit din comun, o, o tânără din Transilvania, vă dați seama, era, pentru ei era o chestie exotică, la urma urmei. Și lucrul acesta m-a ajutat foarte mult invitația și primirea călduroasă a celor de acolo plus uh, plus uh, acest, uh, acest personaj François Fort care care a scos de mine, a scos de mine impulsul vâna și, și uh, curajul să mă, să mă asum. Aveam aveam o frică a, să să spun sus și tare că eu asta vreau să fac și, uh, pentru că Eram obișnuită puțin altfel, cu o anumită timiditate în România. Nu știu dacă frică, timiditate mai ales. Prin, prin desen în această școală, prin pictură, această timiditate a început cumva să zboare și în 2008 am realizat prima expoziție personală în, în galeria unui hotel. Expoziția se numea Apus. Exact, așa în limba română, a pus, inspirată din uh, culorile, culorile de, de, de acolo și Marina. De fapt, uh, vedeam tot timpul în fața mea uh, apă, vapoare. Asta a fost primea, prima mea impresie și am încercat să o pictez cât am putut eu de, de, de impulsiv. Prima atingere a fost uh, prin intermediul cuțitelor chiar, chiar truelelor de, de, lucru în, în zidărie. Am refuzat cumva să, să pun mâna pe, 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 pe pensule. Probabil că nu mi-asigurau dezvoltura necesară. Deci cuțitele au fost instrumentul, a, a fost instrumentul de bază și am fost pur și simplu mai mult decât uh, cumva șocată că nu, mă, nu, nu credeam, uh, nu, nu credeam că voi fi primită tocmai totuși artistic așa de bine acolo. Uh, și asta s-a întâmplat în 2008, prima expoziție care de fapt mi-a deschis apetitul să, spre altele, spre, spre lucru mai intens, lucru pe format mult mai mare. Cumva era o, era o întrecere cu mine, însă, să-mi să arăt că pot să dau mai multă energie. Și au urmat apoi alte expoziții tot pe insulă, au, au mai fost și Martinica. Multe tablouri am făcut. Sincer să fiu, nici nu am toate fotografiile lor. Am lucrat, am lucrat și într-o într hergelie. Am avut... Un atelier, chiar într-o hergelie. A fost ceva, ceva neobișnuit și unde pozitive cumva am avut. Tot timpul am fost susținută și, 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 de, și de parteneri, și de oamenii care, care erau acolo și credeau în mine. Absolut, tot timpul am simțit această încredere și am continuat să lucrez. În 2000. 2012, 2013 mi-am mi -am spus că vreau să vin spre Paris cu arta mea și asta am și făcut, am, am simțit, am, uh, am participat la salonul uh, de, de la, la un salon de independent la Grand Palais cu un tablou foarte mare pe care l-am început pe insulă. L-am uh, l-am dus înfășurat uh, L-am dus înfășurată în România, la Cluj, acolo lucram, în vacanțe. Ca o paranteză, mergeam extraordinar de în țară, de, de 3-4 ori pe an, din cauza dorului. Și am lucrat acest tablou în, în Făget, în pădurea din Făget, după care, cu chiu, cu vai, l-am înfășurat din nou să-l aduc la, la Paris, deci cumva era o traiectorie care era straniu de asemănătoare cu viața mea. Și prima mea participare în lumea pariziană m-a impresionat, pot să zic. Cum? Pe, pe oricine l-ar fi impresionat. Uh, la, la Grand Palais, când te afli în, acest, în acel loc plin, plin de, de, de o energie, cumva carismatic, cumva greu, greu de făcut față, pentru că foarte, foarte mulți mari maestri au participat acolo, printre care și marele nostru Brâncuș. Simți o presiune, dar o presiune pozitivă. Și eu am fost foarte impresionată tocmai de, de, de acel vârtej artistic pe care imediat l-am simțit prin vizitatorii ce veneau acolo, vizitatori care erau colecționari, galeriști, pur și simplu iubitori de artă. Și m-au lăsat cumva într-o visare, trebuia să fac parte din, din această lume. Trebuia absolut cu cumva aproape cu orice preț. Paris, Parisul a, a fost cumva o meca a, a culturii, și, și încă este o meca a culturii. E, un, e o, o vibrație pe care un artist a simțit-o. Ei bine, am simțit-o și eu această vibrație. Din, din 2017 m-am instalat aici, în inima Parisului tocmai din această dorință de a simți vibrația respectivă și nu regret, deși cei 15 ani petrecuți pe, pe insulă mi-au mi lăsat un gust nostalgic. Mi-am făcut prieteni acolo, mi-am făcut o viață. E o bună tranșă din viața oricărui om 15 ani, dar faptul că sunt aici în în mijlocul acestor frământări artistice mă impulsionează și mă, mă, mă face să mă simt în siguranță. E, e ceea ce am ce am vrut și am obținut cumva până la urmă de fapt să, re, să, să, să simți că tu prin munca ta, munca ta artistică, exclusiv artistică, pentru că am, am refuzat, încăpățânat, orice, orice munci pe lângă ce nu aveau legătură cu, cu arta sau artele mele, și mi-am ținut eu de, de drumul meu, știind că într-o zi voi reuși cumva să trăiesc din, din aceste îndeletniciri, din aceste arte. La Paris, la Paris, am cum vă spuneam, a fost uh, o perioadă destul de dificilă ca să-ți pui amprenta ta. Că durează foarte mult timp până îți faci bușorul tău, până îți crezi o lume, o lumea, o lumea ta. Din fericire, am avut uh, iarăși o, o, un fel de stea care mi-a cam șoptit la urechi pe ce drum să o iau. Întâlniri, întâlniri absolut superbe care. care au fost unele deschizătoare de, de porți, de oportunități artistice. Orice întâlnire într-un bar, într-o tavernă, într-un restaurant, pe o bancă, într-un parc, poate să ducă la o colaborare frumoasă, la un proiect extraordinar de, de natural și de simplu. O întâlnire armonioasă între două persoane pot crea multe lucruri. Uh, uh, profunde. Am avut această șansă să, să întâlnesc persoane care au, 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 fost în inima Parisului și care au, au avut un, o importanță deosebită pentru mine. ca să, mă rog, să dau o nuanță un pic comică, niciodată n-am pus chiar ouăle mele într-un singur coș. Deci am încercat să, să, joc pe mai multe planuri artistice, ceea ce, ce am ținut morțiș și am fost de o încăpățânare de catâr cumva să lucrez, să fac doar artă, arta mea, de ce încăpățânată, am avut, bineînțeles, imediat cum am ajuns aici, prin anumite relații, anumite persoane, oportunități să lucrez în diverse locuri care nu au nicio legătură cu arta, restaurante, de exemplu. Am, am ținut o morțiș pe direcția mea știind, știind undeva că eu voi reuși să trăiesc din arta mea, din pictura mea, din creațiile mele vestimentare, și aveam tot timpul ideea aceea în cap. Deci, nu, o țineam, o țineam pe calea mea. Și, ținând-o pe calea mea, am, am cumva am organizat prima mea expoziție aici, în Paris, la Saint-Germain de Pre, pictând în direct, într-o galerie aproape cumva pe trotuar, că de fapt galeria era o mică micuță galerie pe Rui Bonaparte. Uh, ușa, ușa din sticlă dădea pe, pe trotuar. Oamenii trăceau și mă vedeau, mă vedeau pictând acolo, în direct în galerie. De multe ori stăteam până la 3, din, 3 dimineața. Acest lucru, lucru s-a întâmplat în 2017 în în vară, timp de două săptămâni am făcut acest lucru. Și mi-am adunat uh, o grămadă de, de, de lume curioasă, cumva multe contacte. Am fost uh, extraordinar de, de, de încrezătoare și de, pur și simplu de acolo a pornit totul. Am, am pictat și unii au venit și mi-au cumpărat. Deci, uh, instalarea mea la, la Paris se datorează acestui lucru unui anume risc pe care l-am luat, l-am asumat. Ei bine, fiecare are propria sa rețetă, nu pentru că suntem persoane absolut diferite Un de alții, uh, un, uh, un artist uh, e, e, un, e, un, uh, e un om, e vine cu personalitatea sa. Un colecționar uh, un colecționar e, e interesat de un tot, de, nu doar de, 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 de o pictură, de absolut un tot, pentru că orice am spune un, un artist, creația lui vine din, din ceea ce este el, vine din personalitatea sa. Am avut acea șansă să întâlnesc uh, prin, prin simple vizite la vernisaje, pentru că, sincer, Saint-Germain și Parisul, freamătă și fierbe de evenimente culturale, nu poți să le faci față. Nu ai cum să faci față la așa ceva. Depinde de tine unde alegi să mergi, la, la ce vernisaj. Sunt mii de artiști, mii de artiști care încearcă să-și facă un nume, care au un crez în ei și ceea ce este foarte bine. Piața piața, este într-o continuă mișcare. Să nu uităm că Parisul și Franța are secole în spate de, de cultură, secole în spate de, de consum de cultură pe care, pe care eu îl simt și alții artiști îl simt aici. Și acest, acest consum pe mine pe m-a mine ajutat și m-a ajutat să fac parte din această frământare artistică, am simțit-o, am, am călărit cu ea, cum s-ar zice, am călărit cu ea, m-am -am ținut, ținut în șa, m-am ținut de ritmul respectiv și asta a fost tot. Deci, în toată forfota asta artistică, forfota pariziană artistică, mi-a plăcut, mi plăcut să cunosc oameni noi. Îmi plac oamenii și îmi place comunicarea, o simt ca făcând parte din, din natura mea. M-a ajutat cumva aici, în Paris. Oamenii sunt deschiși, nu am simțit vreo, vreo judecată, n-am avut greutăți, din contră. Din, din invitații, în invitații, am ajuns să cunosc oameni extraordinari extraordinar de interesanți, unii chiar uh, foarte importanți în domeniul artei, din persoană în persoană, din, istor, din poveste în poveste, uh, am avut un, un atu, uh, mi l-amintesc cu drag, atul meu a fost iubirea față de istoria Franței, uh, istoria în general. Dar uh, Istoria Franței m-a pasionat de copil, și aceste informații, această, această cumva pasiune, m-a ajutat enorm în, în, în discuții, în prietenii. Și chiar, chiar eu eram impresionată de, de, de plăcerea cu care, cu care mă primeau în acest schimb cumva cultural, n-am simțit, n-am simțit decât ușurință și binevenu. Acesta, acesta, e adevărul. Deci, din, din, din vernisaje în vernisaje, din evenimente în evenimente, am început să fiu contactată de organizatori, sau am, sau am organizat chiar singură unele evenimente. Deci am intrat într-o dinamică, la urma urmei, naturală. Și această dinamică cu actorii lumii artistice am, am încercat să, să o gerez bine, să să, să o simt uh, cât puteam eu de puternic. Am simțit-o, m-am implicat, -am, am lucrat, am avut uh, destul de multe evenimente, și private, și colective. Uh, Mi-a plăcut uh, enorm de mult uh, primirea pe care mi-au făcut-o artiștii de aici din evenimente întâlnești foarte multe persoane interesante. Le-am întâlnit și, cum spuneam, întâlnirea a două persoane generează, poate să genereze o, o energie extrem de puternică. Mi s-a întâmplat acest lucru. Aceste energii pe care le-am simțit aici m-am lăsat dusă de de ele și totul a luat Amploarea unui bulgar, unui bulgar care se rostocolește. În România, dacă aș fi rămas, bineînțeles că aș fi avut o dezvoltare, dezvoltarea oricărei persoane, dar nu artistică. De asta sunt absolut sigură că nu artistică. De ce? Pentru că am eu teoria mea în, în România, pe timpul meu, să zic, acum, în anii, la începutul anilor 2000, nu exista audiența necesară, audiența artei necesară unui artist uh, propice dezvoltării lui artistice. Și sunt absolut sigură că alegeam, de, de fapt am ales altă cale, a fost cumva întreruptă calea mea tot așa, dintr-un cres pe care l-aveam eu de copil. Eram deja pe calea business cumva, în științele economice și începusem o așa o mică, să zic, o mică carieră să-mi să -mi fac în viața mea de specialist în marketing. Viața mea ar fi luat cursul acesta, doar eu l-am întrerupt. L-am întrerupt pur și simplu printr-o decizie de a pleca profesional, care s-a dovedit, de fapt, o reconvertire a mea până la urmă, în ceea ce simțeam în străfunduri. Arta, jocul cu arta, asta a fost. Deci sunt absolut convinsă că nu aveam o dezvoltare artistică, dar o aveam sigur pe, pe altă parte. criza emigrantului, uh, nu știu dacă le-am simțit ca o criză sau dacă m-am simțit, simțit, eu însă un emigrant. E stran probabil, deși am plecat din țară, pentru că am plecat uh, din țară cumva în voia vieții, fără planuri, uite plec, să merg în Austria, să merg în Franța, să-mi fac un rost acolo. Nu, a fost pur și simplu așa o fluiditate, un curs normal așa a fost viața mea, criză nu am simțit decât criza, să zicem criză, nu e chiar criză, nostalgia mea, dorul, dorul, dorul românului, după cum știm și simțim, noi românii avem așa o, o legătură mult mai puternică decât, decât popoarele vestice și o simt asta și cred că o simțim cu toții. Provenim dintr-un popor, cumva, care a fost tot timpul încercuit de alții, cumva dorit pământul, dorit de alții, și am făcut față tot timpul asalturilor în vest, mari, mari explora, exploratori, mari cuceritori, cum sunt francezii sau englezii sau spaniolii, deschiderea la ocean, mare, etc. Au altă personalitate, ei nu suferă de acest dor cum noi suferim. Nu poate, am auzit că starea asta, dorul, e un cuvânt unic, de fapt, în limba, în limbile, în limbile de pe pământ și se regăsește în limba română, dor și am observat că acești vestici, ei nu simt la fel. Legătura cu pământul e total diferită. Noi o avem cumva în fiecare fibră, în fiecare trăire. Când te găsești pe cealaltă parte, cumva o altă planetă, că sincer așa am simțit. Vorbesc de momentul când am fost pe insule uh, acei 15 ani, care e total diferit de momentul meu din Paris, acel dor m-a îndoit cumva, m-a îndoit. Priveam, priveam spre Est, priveam afară, oare unde-i unde țara mea, unde-i bolta mea, bolta cerească e diferită, într-adevăr, te găsești la tropice. Deci, da, în, în această întrebare, criză și emigrant, eu am privit dorul ca fiind singura ca o afecțiune, cumva ca aproape ca o boală. Și fiind și singurul copil la părinți, vă dați seama ce poate crea. Dar, dar, din fericire, am avut iarăși noroc să vin foarte des în țară. Veneam la fiecare anotimp, pentru că trebuia să simt anotimpurile. În, la tropice nu sunt, uh, anul timpul nu sunt organizate, nu, sunt, nu le simți așa, n-ai cum să fie așa, e, e altfel, uh, clima e altfel. Și veneam la fiecare anul timp în țară să-mi încarc bateriile, să-mi simt iar baia crudă de la țară, de la, de la casă de la țară de lângă Cluj, să, să simt toamna, uh, via strânsă, strugurii strânși Aveam nevoie de acele momente ca eu să-mi pot continua viața mea liniștită pe, pe insule. Deci, da, criza mea acolo s-a îndreptat. Nu știu cum, dar nu am simțit uh, contra, contra. Uh, tot uh, ceva legat de dor este. Faptul că nu pot să merg, uite așa, când, când am eu chef să-mi văd părinții sau prietenii, să le pregătesc o cină, să le fac o prăjitură, gătesc, îmi place mult să gătesc, să stăm la o poveste. Uh, pentru mine contrast ar fi uh, 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 spontaneitatea față de familia și prietenii mei care sunt în România. Uh, sincer, în rest, nu am simțit uh, ceva contra, pentru că nici nu am privit spre elemente negative, probabil, uh, elemente negative sunt, sunt oriunde. M-am concentrat tot timpul pe, pe ceva pozitiv în viața mea, uh, tot timpul pe evenimente care mă ajută să cresc. Și deși am crescut fizic în România, am crescut uh, lângă Cluj, la Cluj, uh, la casă de, le, de la țară, de la Cluj, care, pentru mine, e adevăratul acasă, uh, acea casă din Comuna Panticeu, uh, aici, uh, aici am crescut artistic. Și cumva această înțelegere tacită pe care eu am cu această lume îmi oferă un, un, un echilibru. Deci ce, ce să văd? N-am ce să văd contra. Pro, pro, simt o mare recunoștință. Da, asta e cuvântul, o recunoștință. Că, că am cumva mediul, cam cumva pământul, pământul uh, propice ce mă ajută să cresc, ce îmi dă apă, ce mă, 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 mă îmbogățește spiritual. Da, asta, cu asta am noroc uh, și cum am fost tot timpul așa o persoană cu cumva cu, cu capul în nori, dar cu picioarele pe pământ, m-a ajutat să, să văd totul așa și de la o înălțime și de la o micime cumva, să mă pun în toate stările, să știu să-mi gestionez viața, viața asta de zi cu zi în care ești cu picioarele pe pământ și să știu să și visez și locul unde mă aflu mă ajută să le împac pe amândouă, să să fiu, să fiu așa cum îmi place să fiu înaltă, că la urmă mei când ești cu capul în ori, ești așa înalt. Și acest, această comutare de la viața cotidiană cu cea, cu cea visătoare, de fapt, se îngemânează atât de bine și devine viața ta zilnică în care tu îți îmbini arta ta și trăiești din arta ta, că la urma urmei a, ăsta, e, ăsta e adevărul. Și să știți că multe persoane cumva te întreabă așa cu o mirare, chiar și aici, reușești să trăiești din arta ta? Și când ai un răspuns pozitiv, nu știu de ce simt cumva o, o, o și o mirare, dar și cumva o, o mai să fie, uite, o persoană care, care face cumva ce vrea ea. Probabil, eu asta simțeam. Probabil că așa gândesc, dar, dar într-adevăr când faci tu ce vrei tu, ghidușenii artistice, eu așa le numesc, în capul meu le văd ghidușenii artistice uh, și, și, și știi cumva să materializezi uh, aceste visări, uh, ești foarte câștigat. Și acest mediu de aici mi-a oferit acest lucru. Cum spuneam, e de secole. Se simte, se simte, acest, acest tremur aici care tu ca artist, pe care tu ca artist îl iei și îl, 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 îl utilizezi ca să, să, ai, să ai benzină în motorul tău. Eu asta am făcut, l-am utilizat și n-am decât părți bune aici pe care să le văd, doar bune. Și sunt încă o dată extraordinar de recunoscătoare pentru, pentru ceea ce îmi oferă pământul acesta. Cumva e, de fapt, o priveam, țara asta, ca o soră mai mare a, a României. Așa o priveam și dacă ne uităm în istorie, de fapt, așa și este. A fost cumva uh, și, și România, și România a fost cumva, uh, nu știu. Uh, Probabil nu știu dacă dădăcit e cuvântul bun, dar România a avut tot timpul un exemplu bun de luat de aici, pentru că într-adevăr standardele artistice aici au fost. Aici a fost de nici nu știu unde să mă duc, cât de departe. În vremea lui Francis I, când a fost mecena pentru, pentru Da Vinci, și mai departe merg lucrurile. Deci lucrurile aici s-au format în secole. Aceste secole care nouă artiștilor ne oferă acest acest pământ îngrășat în care noi creștem. Ei, așa mă simt eu aici.